Cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 10, începând cu versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns: Ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Amin. Vă invit să vă așezați. Mulțumim Domnului pentru că suntem la închinare. Este cadoul Lui făcut de El pentru noi, încă o zi pe care să o trăim. Încă o zi pe care să o închinăm Domnului prin cântare, prin rugăciune, prin ascultarea Evangheliei. Așa cum zilele din săptămâna care au trecut au fost cadou din partea Domnului pe care noi le-am folosit pentru noi, pentru muncă, pentru casele noastre, tot așa vrem și prima zi din săptămâna în care am intrat să o închinăm Domnului cu respect, pentru că El a fost de partea noastră și ne-a binecuvântat. Vrem să slăvim numele și să-L înălțăm pe El pentru asta. Mă rog ca dimineața de astăzi, așa cum a fost până acum și de aici înainte și toată ziua, să fie ziua în care noi să-L simțim pe Domnul, să simțim atingerea Lui, vorbirea Lui, cuvântul Lui, să simțim că El ne ascultă și ne binecuvântează. Noi avem nevoie de prezența Domnului în viața noastră și mai mult de atât, avem nevoie să o și simțim. Vedeți, noi percepem lumea în care trăim prin simțurile pe care ni le-a dat Domnul, cu care ne-a zestat cele cinci, prin văz, miros, pipăit, gust. Le simțim tot ceea ce ne înconjoară și le percepem prin simțurile acestea. Când este vorba de Domnul, trebuie să ai un simț ceva mai special, un simț pe care să știi să ți-l dezvolți, un simț pe care să îl educi, cu care să privești la Domnul și cu care să-L simți, să-L percepi pe Dumnezeu. El este un simț pe care noi îl numim deseori credință. Dar ca să îl vezi pe Domnul și să crezi că El este lângă tine, trebuie să te concentrezi cu mintea înspre așa ceva. Spune o întâmplare foarte simplă din viața unui credincios și a unui necredincios. Când amândoi într-o dimineață serveau ceaiul, și cel necredincios niciodată nu scăpa ocazia să îl înțepe pe cel credincios și să tot îl pună în încurcătură când era vorba despre Dumnezeu. Și când ei serveau ceai într-o dimineață, necredinciosul îi spune: Hei, zice, unde este Dumnezeul tău în dimineața de astăzi? Că eu nu-L văd, nu-L simt în niciun fel. Trăim amândoi în aceeași lume. Amândoi pe același pământ, respirăm același aer. Cum poți să spui tu că tu-l simți și eu nu-l simt? Omul credincios foarte simplu îi răspunde la întrebarea lui și zice: Te rog frumos să-mi spui, crezi că în ceaiul pe care tu-l bei este zahăr? Și omul spune: Sigur că este zahăr. Cum să nu fie zahăr? Spune: Dar-l vezi? Păi nu-l văd. Pentru că el este dizolvat în lichid, dar îl simt. De fiecare dată când gust ceaiul respectiv, se simte că este dulce. Îi spune: Uite ce, cam în același fel este și cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L văd, pentru că El trece dincolo de lumea în care noi stăm. El transcede lumea asta, El este aici, dar noi nu putem să-L vedem așa în fiecare zi, însă te rog să mă crezi că eu-L simt pe Domnul. Eu L-am simțit în dimineața de astăzi când ne-am rugat. L-am simțit pe Domnul atunci când mi-a vorbit, îl simt pentru că Domnul este dulce și El știe să-mi vorbească. Frații mei, la biserică venim mulți, însă puțini oameni își dezvoltă simțul acesta să-L simtă pe Dumnezeu. De aceea vreau să mă rog ca să-L simțim în continuare. Cum a fost la rugăciune, să-L simțim și la predică și în seara de astăzi și în ziua de astăzi, să ne dezvoltăm simțul acesta de a gusta din Dumnezeu. Pentru că El este dulce și El este bun. Dumnezeu să ne ajute așa. Subiectul din dimineața de astăzi pe care vreau să-L aduc înaintea dumneavoastră este să învățăm să iubim. Să învățăm să iubim. Pentru că iubirea, dragostea, este subiectul complex care vine de la Dumnezeu, care vine din persoana lui Dumnezeu, cu care noi avem de-a face toată viața, mai ales de atunci când ne întoarcem la Domnul, mai ales atunci când noi ne pocăim, mai ales atunci când noi
trăim în Biserica lui Dumnezeu și poruncile cele mai înalte pe care Dumnezeu le dă bisericii este despre iubire. De aceea vreau încă o dată să ne îndreptăm gândurile, privirile, inima înspre acest mare, vast, complex subiect care este iubirea. Să învățăm să iubim. Avem nevoie să învățăm să iubim. Dacă ne facem o analiză sinceră a vieții noastre și corectă, dacă ne oprim puțin și analizăm viața fiecăruia dintre noi în dreptul nostru, ne dăm seama că avem nevoie să învățăm să iubim mai mult. Avem nevoie să învățăm multe lucruri în viață, dar a învăța să iubești necesită de fiecare dată o recapitulare. Când un profesor îți predă o lecție la școală, sau atunci când auzi o predică la biserică, dacă o reasculți, dacă faci o recapitulare la ceea ce ai învățat la sfârșitul unui an, ceea ce înveți ți se sedimentează mai bine, cunoști mai bine. Despre Dumnezeu și despre iubirea Lui noi am învățat la începutul pocăinței noastre. Am mai învățat pe parcursul drumului acestuia. Însă de fiecare dată când te întorci înapoi și recapitulezi iubirea, te întărești mai mult și vrei să mergi mai mult înspre Dumnezeu și vrei să iubești mai mult. De aceea vreau să învățăm, frații mei, să iubim încă o dată și să învățăm să iubim până când vom ajunge în veșnicia la Dumnezeu, pentru că acolo dragostea va conta cel mai mult. Ea va rămâne, de fapt. Și noi trebuie să o avem când ajungem acolo. Ca să înveți să iubești, înseamnă să ai un învățător de la cine să înveți. Cred că marele învățător al nostru, Domnul Iisus Hristos, este persoana de la care putem să învățăm cel mai mult a iubi. Și de la Dumnezeu în persoană putem să învățăm cel mai mult a iubi. Cred că dumneavoastră, ca și mine, ați învățat de în primele zile a pocăinței versetul de aur al Bibliei care se găsește în Ioan 3:16. Este versetul pe care noi îl numim de aur, pentru că prezintă iubirea pe care Dumnezeu o are pentru întreaga lume. Nu vreau să insist prea mult asupra lui, însă am întâlnit undeva o separare a acestui verset într-o prezentare care pe mine m-a mirat, care mi-a dat de gândit și pe care vreau să vă prezint în dimineața de astăzi. Dacă aveți curiozitatea și dacă doriți să deschideți Sfânta Scriptură la versetul acesta de aur din Ioan 3:16, pentru că dacă îl luăm în mare, dacă îl luăm așa cum noi îl știm repede să-l spunem pe din afară, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că încât a dat pe singurul lui să fiu, și îl spunem așa foarte repede, pentru că este versetul de aur, pentru că ne-a plăcut cel mai mult în copilăria noastră și vrem să spunem și noi că am învățat un verset pe din afară, cel puțin unul, știm și noi din Biblie. Și ne scăpăm repede și spunem, o, Doamne, știu și eu ce înseamnă iubirea, sau știu și eu un verset din Scriptură. Dar dacă ne oprim puțin, în felul în care omul ăsta despre care eu v-am spus, care a scris o carte și în ea am întâlnit separarea acesta a versetului, Ioan 3:16, ne face pe noi să ne oprim puțin și să îl vedem pe Dumnezeu în situația că atunci când vorbește despre iubire, prezintă toate lucrurile la superlativ. Superlativul este cel mai înalt grad cu care se poate măsura ceva. Superlativul este ceea ce se poate spune cel mai mult, cel mai frumos, care este deasupra tuturor. Asta înseamnă superlativ, să fii în top, să fii deasupra, deasupra acel ceva nu mai este nimic. Este exact în vârf. Așa vorbește Dumnezeu despre iubire. Așa vorbește Dumnezeu despre Ioan 3:16. Și dacă le luăm pe rând fiecare cuvânt, realizăm că în fiecare cuvânt din Ioan 3:16 este dragostea lui Dumnezeu la superlativ. Mai mult de atât nu mai încape nimic. De aceea vreau să vedem versetul Ioan 3:16 în felul următor. Fiindcă atât de mult. Cel mai mare grad cu care se poate măsura ceva. Fiindcă atât de mult, mai mult de atât nu mai poate să existe nimic. Este cel mai mare grad. Noi măsurăm căldura în Fahrenheit sau în Celsius. Vreau să vă întreb, care este cel mai mare grad al căldurii? Nu prea știm, nu prea ne pricepem. Dar sigur că există unul care este cel mai mare. Dom'le, mai mult de atât nu o să mai poată să existe căldură, decât se oprește undeva, la cine știe unde. Dați-mi voi să vă spun, când Sfânta Scriptură spune, fiindcă atât de mult,
este cel mai mare grad cu care Dumnezeu poate să iubească. Este cel mai mare grad, atât de mult. Fiindcă atât de mult a iubit. Este cel mai mare act pe care poate să-l facă cineva iubirea. Dragii mei, lumea în care noi trăim este măsurată în diverse unități de măsură. Faptele pe care noi le facem sunt catalogate și sunt împărțite de oameni în diverse feluri și sunt măsurate. Binele pe care îl facem, banii pe care îi dăm la biserică, iertarea pe care o facem este măsurată în ceva. Și spunem, Doamne, omul ăsta a făcut atât pentru mine, dar dați-mi voie să vă spun că cel mai mare act pe care poate să-l facă o persoană în universul acesta este să iubească. De aceea cel mai mare grad înseamnă atât de mult. De aceea cea mai mare faptă este a iubi. Cea mai mare faptă pe care cineva poate să o facă este să iubească. Mai departe, Dumnezeu, cea mai mare persoană, în versetul Ioan 3:16, culminează superlativul, cel mai mare grad, cel mai mare act, cea mai mare persoană. Cine? Dumnezeu. Mai departe, lumea, cel mai mare partener. Cel mai mare partener din universul acesta pe care cineva poate să-l prindă este lumea. Diavolul vrea să cucerească lumea. Regii vor să cucerească lumea. Un împărat se va ridica și va vrea să cuprindă toată lumea. De ce? Pentru că este cel mai mare partener. Dumnezeu, cea mai mare persoană. Iubirea, cel mai mare act. Lumea, cel mai mare partener. Fapta a dat. Cea mai mare faptă pe care cineva poate să o facă, spune Sfânta Scriptură, nu este să strângă toată lumea și toate comorile, toți banii din toate băncile să-și pună în contul lui. Noi am catalogat pe un astfel de om, cel mai mare om, cel mai mare om, cel mai bogat om de pe fața pământului, toți când este vorba de Bill Gates, marele om care a descoperit software-ul și calculatorul, cel mai bogat om de pe fața pământului. Dați-mi voi să vă spun că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, omul care ajunge la fapta cea mai mare pe care poate să o facă este o văduvă care pune în caseria templului doi bănuți. Cel mai bogat om, din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu este omul care primește, nu este omul care strânge, nu este omul care acumulează pe lângă el. Cea mai mare faptă pe care Dumnezeu o vede este de a da. Cel mai mare cadou, pe singurul lui Fiu. Din nou, din perspectiva aceasta a superlativului, Ioan 3:16 este la culme, frații mei, deasupra nu mai este nimic. Cea mai mare faptă este să dai. Cel mai mare cadou pe care poate să-l primească cineva și pe care poate să-l dea cineva a fost Dumnezeu și cine poate să-l primească este omul. Pe singurul lui Fiu este cel mai mare cadou pe care Dumnezeu a putut să-l dea. Cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a putut să dea oamenilor. Mergem mai departe cu superlativele acestea. Cea mai mare ocazie. Cea mai mare ocazie. Pentru ca oricine, este o ocazie pentru fiecare, este o ocazie pentru fiecare muritor de pe fața pământului. Aici nu spune doar unii, selectiv, ci spune oricine, este cea mai mare ocazie. Mergem mai departe cu superlativul acesta, cea mai mare simplitate. Știți care este cea mai mare simplitate din univers? Să crezi. Pentru ca oricine crede. Frații mei, venim în Biserica Pentecostală și Biserica Pentecostală este biserica care pune înaintea oamenilor credința foarte mult. Sunt alte biserici care primează, în care primează faptele și spune, trebuie să faci asta, trebuie să aduci mâncare la biserică, trebuie să aprinzi lumânări la biserică, trebuie să faci anumite fapte, însă de obicei în bisericile evanghelice ce se pune în fața omului este credința. Pe cât de simplă este credința, pe atât de complicată ni se pare nouă deseori, pentru că ni se spune, Doamne, credința mută munții. Și n-am văzut niciodată niciun munte mutat dintr-o parte în alta. Este atât de simplu, dar totodată atât de complicat. Să dați-mi voie să vă spun că din punct de vedere al lui Dumnezeu, orice muritor, cel mai simplu lucru pe care poate să-l facă este să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și în felul acesta să aibă viața veșnică. Este la gradul superlativ cea mai mare simplitate. Să crezi, să crezi. Ce i-am fi spus noi tâlharului de pe cruce?
Ce am fi spus noi atunci când i-ar fi zis, vreau să intru și eu în împărăția lui Dumnezeu? Erau ultimele clipe pe care le trăia. Am fi putut să-i spunem, spunem recordul pe care tu îl ai până acum, spunem istoria. Păi am furat, am mințit, am bajocorit, am tâlhărit, oh, vai de tine, nu mai ai nicio șansă, ți s-au epuizat toate șansele ca să mai intri în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, ce îmi spun eu mie când stau poate în fața oglinzii și îmi văd tot trecutul și îmi văd păcatele și îmi văd răutatea și stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, ce mă fac acum? Ce îmi spune Iisus Hristos? Crede, omule, că dacă tu crezi și nu mântuit, frații mei, este cea mai mare simplitate. Mergem mai departe. Cea mai mare promisiune, să nu piară. Fiecare cuvânt din versetul acesta este la superlativ. Este cea mai mare promisiune, să nu pieri. Cea mai mare diferență. Cuvântul ci este cea mai mare diferență. Este pus între cea mai mare promisiune și este pus între cea mai mare avere. Cuvântul acesta, ci, face diferența, este ca o punte între două mari stări, între a pieri și între a avea viața veșnică. Nu știu ce ar putea să facă cea mai mare diferență din viața mea, de când mă știu eu. Poate botezul în apă a făcut diferența dintre cine am fost înainte și cine sunt după, sau poate nașterea din nou face diferența între cine am fost înainte și cine am fost după. Poate ziua în care am câștigat cel mai mult atunci când am vândut o casă, pentru că face diferența între poate starea mai simplă pe care o aveam atunci și starea mai bogată pe care o am după. Fiecare dintre noi avem evenimente în viața noastră care fac diferența. Cuvinte de cumpănă, zile de cumpănă, evenimente de cumpănă, care ne fac diferența între cum eram și cum suntem acum. Dar dați-mi voie să vă spun că un simplu cuvânt din Scriptură, care are doar două litere, cuvântul ci, este cuvântul care face cea mai mare diferență pe care cineva poate să o aibă în viața lui. Diferența dintre a pieri și diferența dintre a avea viață veșnică. Cea mai mare siguranță să ai și cea mai mare avere să ai viața veșnică. Frații mei, cuvântul Ioan 3:16 este superlativul iubirii lui Dumnezeu. Vreți să învățăm? Ce vrem să învățăm? Aș vrea în dimineața de astăzi să vă spun, haideți să învățăm să iubim. Să învățăm de la cea mai mare persoană. Să învățăm cel mai mare act a iubi. Pentru că iubirea face diferența. Iubirea va face diferența odată atunci când o să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Atât de mult îmi place cuvântul din 1 Ioan 4:8, una dintre definițiile pe care Dumnezeu le are. Când suntem în nevoie, când avem probleme, când suntem bolnavi, ne place să-L numim pe Dumnezeul nostru vindecător, ne place să-L numim pe Dumnezeul nostru atotputernic, ne place să-L numim pe Dumnezeul nostru atotștiutor. Când suntem în conflict cu cineva sau când cineva ne face rău, ne spune, lasă că știe Dumnezeu, vede Dumnezeu din ceruri. Ne place să-L numim pe Dumnezeu de fiecare dată așa cum este El, în calitățile pe care El le are. Dar dați-mi voie să vă spun că Ioan 1:4-8 face diferența majoră în definiția lui Dumnezeu în viața mea atunci când este vorba de cum mă raportez eu la Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, slăvit să fie numele Lui. Frații mei, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu vrea ca și eu să am dragoste. Haideți să învățăm de la El. Definiția aceasta poate de multe ori o neglijăm și nu-i spunem, Doamne, știu că ești atotputernic, știu că cunoști totul, știu că poți totul, știu că poți să mă ajuți, dar dați-mi voie să vă spun că toate acțiunile pe care Dumnezeu le face de a putea, de a vrea, de a ierta, izvorăsc din dragostea Lui. Avem de la cine să învățăm, să contemplăm caracterul lui Dumnezeu. Vă invit să contemplăm iubirea lui Dumnezeu, să ne gândim la ea și în felul acesta să simțim că suntem iubiți și apreciați de El. Într-o zi un om s-a întâlnit cu un tinerel pe stradă și în comunitatea lor de oameni nu ieșeau așa prea mult în evidență cu evenimente. Însă omul ăsta a rămas uimit de un tânăr care vorbea de unul singur și se uita și în stânga și în dreapta și se minuna de niște lucruri foarte simple. Spunea, vai, zice tânărul acesta, ce frumoși sunt copacii ăștia. Se uita la păsări, vai, dar ce frumoase sunt păsările. Se uita la cer, la nori, vai, zice, nu m-am gândit niciodată că sunt așa de frumoși norii, cerul, soarele.
Nu m-am gândit niciodată că este așa de frumoasă iarba. Vai cât de frumoasă iarba. Doamne, se mira tânărul ăsta cu o mirare copilărească. Ăsta până la urmă a fost scos din sărită și spune, stai puțin, zice, care e problema cu tine? Care e problema cu tine? Chiar n-ai văzut niciodată copaci, iarbă, soare, nori, cer? Domnule, dă-mi voie să spun că eu chiar n-am văzut. Am fost orb din naștere și părinții mei au aflat că în localitatea voastră este un doctor priceput care mi-a făcut operație. Am fost bandajat și astăzi am fost și mi-a dat bandajul jos de pe ochi. Și atât de mult mă minunez de lucrurile pe care le văd. Pentru că până acum le-am simțit. Până acum doar le-am auzit. Dar acum le văd. Și te rog să mă crezi că văd atât de bine și mă minunesc cât sunt de frumoase. Frații mei, cât de mult îl percepem pe Dumnezeu cu ochii, cât de mult îl percepem pe Domnul cu viața. Ne-am obișnuit atât de mult cu lucrurile de lângă noi, însă toate pe câte le avem, toate pe care le avem, izvorăsc din dragostea lui Dumnezeu. Dragostea este superlativul dumnezeirii, Dumnezeu este dragoste. Și dacă vrea cineva să fie un copil al lui Dumnezeu, trebuie să iubească. Dragii mei, să învățăm să iubim. Asta face diferența între un credincios și un necredincios. Pentru că așa vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, iubindu-vă unii pe alții. Vreau să mergem puțin mai departe și să aplicăm dragostea la un mod practic, la ce aș putea să fac, cum aș putea să iubesc, așa, la modul general în viața de zi cu zi, pentru că de multe ori ne confruntăm cu tot felul de situații, tot felul de probleme. Dacă versetele acestea și poate cuvintele pe care le-am spus până acum sunt undeva în dimensiunea teoriei, domnule, n-ai vorbit despre teorie, despre dragoste, despre cel mai mult, cea mai mare persoană, cea mai mare avere. Să, frații mei, când este vorba de viața de zi cu zi, ne confruntăm fiecare cu probleme și ne confruntăm fiecare cu dificultăți în a iubi. Dați-mi voie să vă spun că a iubi este a trăi cel mai simplu și a trăi în viața de zi cu zi în frică și în temere de Dumnezeu. Vreau să luăm câteva exemple pe care să le dezbatem și din care poate să tragem câte o concluzie. Primul exemplu pe care aș vrea să-l aduc în fața dumneavoastră este fiul cel mare, din pilda fiului risipitor. Este vorba de fiul rămas acasă. Omul ăsta își scoate la iveală din inimă cu obrăznicie, cu răutate, își scoate toată ura pe care o are în suflet față de cei din jurul lui. Sigur că noi suntem obișnuiți într-o lume dualistă și spunem, domne, bine și rău, noapte și zi, lumină și întuneric, și poate de multe ori din pilda aceasta îi catalogăm imediat pe cei doi fii, unul bun și unul rău. Dar dați-mi voie să vă spun că dacă ne uităm cu atenție în pilda aceasta, ne vom da seama că singura persoană bună din pilda fiului risipitor este tatăl. Ceilalți doi fii sunt deopotrivă egal de răi. Cel mai rău și cel mai periculos de rău nu este cel care a plecat de acasă. Cel mai periculos de rău este cel care a rămas acasă. Pentru că este cineva care lucrează în ascuns. Este cineva care stă ascuns undeva și sub pretextul că este în casă, are pretenții, este obraznic, vorbește urât, nu înghite pe nimeni, este dovada unei persoane care nu știe să iubească. Frații mei, ce putem să învățăm de la exemplul acesta negativ este că îndreptățirea niciodată nu folosește unui om care vrea să iubească. Se îndreptățește și merge înaintea tatălui și spune, tată, dar eu am stat acasă. Ok, ai făcut un lucru bun. Tată, dar eu ți-am muncit ca un rob. Este foarte bine, dar știam treaba asta, nu trebuia să mai scoți în evidență. Doamne, dar niciodată nu ți-am călcat porunca. Și pe asta o știu, dar de ce îmi scoți ochii cu asta acum? Doamne, eu niciodată nu mi-am permis să mă duc și să mă veselesc cu prietenii mei și eu întotdeauna am stat acasă. Și pe asta o știu. Dar nu uita că tot ce este al meu este și al tău. Însă toate aceste îndreptățiri vine să le pună vis-a-vis de atitudinea părintelui care știe să ierte. Frații mei, de ce caut să mă îndreptățesc atunci când este vorba de mine și de interesele altcuiva? De ce cred eu că tatăl
poate face mai mult bine altuia decât mie. Și eu merg la Dumnezeu și spun, Doamne, dar eu am făcut pe asta, pe asta, pe asta. Și totuși uite ce se întâmplă. Sau poate merg la păstor și spui, de ce la omul ăla care poate a părăsit biserica? De ce la omul ăla care are probleme mari? De ce te duci să stai de vorbă cel mai mult cu el și cu mine nu? Răspunsul este relativ simplu, dar totodată și complicat. Sfânta Scriptură spune că cei bolnavi au nevoie de doctor. Sfânta Scriptură spune că oaia rătăcită a fost căutată mai mult de păstor. Dar nu asta vreau să scot în evidență. Vreau să scot în evidență următorul lucru. Îndreptățirea pe care de multe ori o socotim ca pe ceva care este al nostru și dacă este al meu, atunci eu am tot dreptul ca cineva să se poarte frumos cu mine. Frații mei, în dragoste nu există îndreptățire. În dragoste întotdeauna există eu sunt pe locul 2, iar celălalt este pe locul 1. Dacă cineva are nevoie de mai multă atenție, atunci nu sunt eu. Să fie cel de lângă mine care poate plânge mai mult. Dacă cineva are nevoie de un ied cu care să se veselească din partea lui Dumnezeu, să mănânce acasă și să se bucure cu familia lui, mai bine să-i dea Dumnezeu lui primul, nu mie. Dacă ar gândi așa fiecare credincios, cred că ar da dovadă de cea mai mare dragoste. Frații mei, ne îndreptățim de multe ori și spunem, Doamne, mie nu mi-ai dat, dar lui ai dat. Asta nu este dragoste. Cuvintul pe care îl folosește aici, poate vi l-am mai spus, dar mie îmi place foarte mult. Vreau să fac o referință la limba greacă. Nu știu limba greacă, deci să nu mă înțelegeți că aș fi doxat în limba greacă, nu știu. Știu doar câteva cuvinte pe care le-am învățat pe la școală. Însă în pilda aceasta este folosit niște cuvinte grecești care scot în evidență mai bine ceea ce vreau să vă spun. Când este vorba de persoane în limba greacă, grecii au fost printre cei mai doxați, cei mai deștepți oameni din istorie și la ora actuală se face referire la ei. Atunci când ei au trăit și au avut mari învățați, mari filozofi, mari oameni deștepți, au scos niște adevăruri care au rămas fundamentale în istoria omenirii, de cultură, de civilizație, de matematică, de fizică, de multe lucruri. E bine, atunci când este vorba de relații, ei tot așa au niște cuvinte care definesc persoanele. Când era vorba de persoane, foloseau cuvânt, pronumele acestea personale, eu, tu, el, el, eu, tu, noi, voi, ei, ele. Când era vorba de persoana de lângă mine, când era vorba de cineva care era în fața mea, grecii niciodată, când vreau să respecte pe cineva, în antichitate nu spuneau celuilalt de lângă el, ăla, uite-l și pe ăla, s-a băgat în fața mea cu mașina, uite-l și pe ăla, nu stă în linie. Uite-o și pe aia, cum este îmbrăcată. Uite-l și pe ăla sau pe aia. Ei nu foloseau cuvintele acestea, îl, ăla, aia. Astea sunt niște pronume de nepolitețe. Ei foloseau următorul cuvânt. Uite-l și pe alter ego, adică un eu altul. Uite-l și pe altul eu. Frații mei, când este vorba de o persoană de lângă mine, eu trebuie să mă gândesc că în fața mea stă eu. Stau eu. În fața mea stau eu. Ar fi ciudat, ar fi funny, nu? Să spun, uite-l pe eu, cântă la fanfară. Foarte funny. Uite-l pe eu, cântă în cor. Uite-l pe eu, predică. Uite-l pe eu, ascultă în bancă. Frații mei, credeți că numai persoana mea sunt eu? Dumneavoastră cine sunteți? Dintr-o dată am în fața mea 600 de eu. Nu vreau să spun acum despre egoism, ci pur și simplu despre pronumele personal cu care noi ne numim unii pe alții. Nu vreau să scot nici în evidență că eu-ul este rău, nu. Ci pur și simplu așa cum ne numim noi unii pe alții. Frații mei, în fața mea stau eu. În fața mea stau eu. Și dacă știu să iubesc, întotdeauna voi aprecia pe persoana de lângă mine. Dumnezeu să-mi ajute așa. Gândiți-vă, vă rog frumos, nu este complicat. În fața mea stau eu și Sfânta Scriptură spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu o să-mi fie greu dacă în fața mea voi sta tot eu, pentru că pe mine mă iubesc foarte mult. Și dacă în fața mea tot eu voi fi, adică dumneavoastră, atunci o să-mi fie ușor să iubesc pe cineva. Vreau să mergem mai departe și aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând că în practica aceasta iubirii, noi întotdeauna vom avea de câștigat. Întotdeauna comportamentul pe care eu l-am va fi și se va întoarce la mine exact așa cum eu l-am înaintea dumneavoastră. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 4,
în versetul 24, Domnul Iisus Hristos spune principiul următor. El a mai zis, luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Când este vorba de dragoste și de iubire, întotdeauna trebuie să știi cu ce măsură măsori. Când vrei să faci un bine, trebuie să știi cu ce măsură măsori, pentru că exact cu aceeași măsură Dumnezeu îți va da înapoi. Când știi să dai unui sărac, trebuie să știi cu ce măsură îi dai, pentru că cu aceeași măsură Dumnezeu să-ți dea înapoi, ba mai mult. Câte grăunțe pui în pământ, atâta recoltă vei avea la sfârșit. Cine seamănă mult, va se cera mult. Cine seamănă puțin, va se cera puțin. Astea sunt principiile lui Dumnezeu. Cu ce măsură măsori? Cu aceea ce se va măsura. Într-o localitate, la fel de mică, o localitate mică unde oamenii se cunoșteau foarte bine, era un brutar și omul acesta făcea pâine pentru toată localitatea, un baker. Și toți îl cunoșteau, pentru că fiecare când avea nevoie de covrigi, pâine, produse din grâu, se duceau acolo și de acolo cumpărau. Brutarul nostru, într-o zi, a avut nevoie de brânză. Și a aflat că un țăran tocmai intrase pe piață cu brânza și a zis, doamne, vreau să mă duc și o să îi gust brânza omului și să văd că poate este bună și poate intrăm în colaborare. A mers și a cumpărat vreo 5 pounds de brânză, i-a pus pe toți într-o pungă și a mers acasă. Când a ajuns acasă, a trebuit să scoată fiecare bucată de brânză care atârna un pound, trebuia să scoată pe fiecare din sacoșă și să o pună în frigider. Când a pus mâna pe prima bucată de brânză, și-a dat seama că nu atârnă un pound mâna lui de brutar, care a umblat totdeauna cu greutățile, și-a dat seama, fără să mai pună pe cântare, ce, bă, ăsta m-a înșelat, m-a păcălit. Asta nu atârnă un pound, cât nu sunt eu de astronaut și sunt brutar. Și-a dus și-a pus-o pe cântare și, într-adevăr, avea 3 coră. O, zice, ăsta nu trebuie să continue așa, pentru că va înșela lumea, va înșela oamenii și nu este bine. Voi merge la judecător, am să-i spun despre situație și să se rezolve treaba, că nu e cinstit. Zi și făcut, merge la judecătorie, îi spune, domnule judecător, uite ce mi s-a întâmplat, i-a povestit întâmplarea, uite, asta este brânza, cântărește și dumneata, vezi cum stau lucrurile. A pus-o pe cântar și, într-adevăr, 3 coro. O, zice, să vină încoace țăranul respectiv, pentru că este o problemă. L-a chemat și spune, ce ai de spus pentru apărarea ta? Recunoști că este brânza ta? Recunosc. Domnule judecător, îmi dau seama, omul a venit la mine, eu i-am cântărit brânza, i-am dat-o. Este brânza mea, însă te rog frumos să mă crezi că n-am făcut-o intenționat. Ce s-a întâmplat? Eu sunt de curând în business și mi-am cumpărat un cântar. Cântarul pe care eu l-am cumpărat este un cântar din ăla cu talere, cu balanță. Și zice, am cumpărat decât cântarul și greutăți, n-am mai avut bani să-mi cumpăr. N-am mai avut bani. Am avut decât pentru balanță. Și atunci am luat o pâine pe care o face brutarul și am pus-o pe un taler. Iar pe celălalt taler am pus brânza, pentru că brutarul zice că pâinea lui are un pound. Și dacă s-a cântărit așa, am vreo vină? O, spune, aduceți o pâine de acum de-a brutarului, să o cântărim și pe aia. Și a pus-o pe cântar și, într-adevăr, avea 3 coră. Frații mei, cât cântărești? Dă-mi voie să spun, ți se va cântări într-o zi. Poate de oameni nu, dar de Dumnezeu da. În ziua judecății, toate lucrurile vor fi puse pe cântar. Și spune Sfânta Scriptură des în Cartea Proverbelor. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Frații mei, câtă iubire pui în venitul la biserică, câtă iubire pui în respectul cu care te adresezi oamenilor, câtă iubire pui în tot ceea ce faci și în relația ta cu Dumnezeu, toate într-o zi ți se vor măsura. Și Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, le va pune în cântar. Iar eu, dacă vreau să fiu un om al dragostei, al iubirii, trebuie să știu că și astăzi mai am de învățat de la El. El ne învață cel mai mult. El ne învață la superlativ. Să iubim. Să iubim fără a ne îndreptăți, fără a căuta la că altul e mai bun decât mine. Și întotdeauna să fiu omul care știe să iubească, care știe să iubească și care știe să-și pleacă capul. Pentru că Domnul este în stare să mă binecuvânteze și să-mi măsoare așa cum știe El. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin.